Bună, dragii mei, și bine am găsit la un nou vlog pe canalul meu. Astăzi timp eu, am ajuns la Cluj. Suntem între localitățile Gileu și Mărișelu și am venit să vizităm lacul Târnița. Un lac format din râul Someșul Cald. La naștere, lacul Târnița, ce se întinde între comunele Rășca, Mărișel și Gileu. Lacul de acumulare are un volum de peste 70 de milioane de metri cubi și este alimentat de apele Someșului Cald și ale afluenților lui, de pe un bazin hidrografic de 491 km2. Suprafața lacului este de 220 de hectare, iar adâncimea maximă este de peste 70 de metri. Și cam acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Aventura la lac Târnița se încheie. În continuare aș dori să-mi dați like, share, subscribe pentru nouă videouri.